Salut, toată lumea, eu sunt Robi și azi vom face primul episod din Until Dawn. Until Dawn. New game. Da. Perfect. Futu-s, mă. Bă, până acum pare un joc destul de ok, interesant. Na. Cea mai mică decizie se poate schimba viitorul sau toate acțiunile tale vor fi îți vor contura pula. Nu știu, practic da. Toate acțiunile tale îți vor face un. Uite, povestea ta, tu îți faci propria voie. Stați așa. Există foarte multe posibilități. Choose your action carefully. Fă-ți... Așa. Cel mai frumos joc. Bă, n-arată chiar așa de rău, pe cât mă așteptam. Mă, pe Ghiță. Bă, Ghiță. Pe killer îl vom numi Chiță. Oh my god, I can't believe you actually did this. Don't you guys think this is a little bit... Oh, come on, she deserves it. That is not her fault that she has a huge crush on my... Hannah's been making the moves on him. I'm just looking out for my girl, Em. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em. I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Idiot game. Până acum pare destul de... Hannah! Hannah. Și acum apare Montana. Și începe melodia. Scuze, dar nu-mi stă părul, deci chiar nu-mi stă părul. Mike? În primul episod va fi super, gen, hey, Hannah. Super cringy, adică, gen, vor fi multe cutscene, presupun, și, da. Oh, tremor de battle, da? Cred. Uite-l, mă, bă, Ghiță, mă, ți-am zis să pleci. Hey, Aude. Did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh! Mama, dead booty, bitch. Oh, da. Dead booty. Ia uite. Am găsit ceva. Tutorial. Pic. Oh. You like a so hot in that shirt. But I bet you're ever... Mike. XXX. Hey. Oh my god. What did our naive sister get herself into now? Oh, ugh. Jesus. Intervention time. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bă, ce-i acolo, mă? Bă. Cum mergi mai repede? Bă, dar asta merge prea încet, mă. Înțeleg, bă, ai curul mare, dar... Nici chiar așa de încet. Ce? Eu, am găsit ceva. Ce ai făcut, mă, porcule? Ai murit? Auta, la cu ce spune. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Ah, deci ăsta-i frasul. Nu e de stert. I got your note. Ia stai. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Oh, hell yeah. Oh my god, she's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, oh. What are you doing here? Ah. Hannah.
I'm sorry, Hannah. Hannah. Hey, this all got out of hand. Just but... a stupid prank. Damn. You guys are jerks. You know that? Bă, futu-ți pisica, mă, te pleacă. Uite-l oricum. Presupun că asta a văzut ceva, deci o să-l trezesc pe Josh. Josh! Mamui! Mamui! Fuck! Ah, e bad. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. Băi, stai așa puțin, că parcă mă tripează sunetul. Beth, it wasn't serious. You jerks! Hannah! Hannah! Should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Oh, chill. Chill. Oh, yeah, shit. What the? Hey, Mapul. Fast, fast, as you. Cum urmează pe fix, pe ce? Fast, coi, fast, fast. Ah, nu. Follow footsteps. Păi era venim o pisică. Tu! Pisica, mă. Aulo, m-a căcat pe mine. Nu trebuia să iau pe aici, nu? Jesus! Fuck! Shit! Jesus Christ, motherfucker. Bitch. Manele. Damn it, Hannah! Where are you? Hannah Montana. Ce uite bă, are aia fun. Use the touch pedas show. Fuh, futu! Cică, hold air-ul, air-ul. A, cică, merge mai repede acum. Hai că merge mai repede. Hello? 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 Opa, ce-am găsit al meu să fie. Ridicăm. Ce pula mea, da? What the fuck is this? Ce draci? Pula mea, ce poți să zic? Hai mă, mergi mai repede, firea de aia. Bă, dar se sperie asta de orice. Haide că nu e singur în pădure. Sigur mai ieși și killer. Să vezi ce mor tu acum, firea de aia. Prost. Ești tot târf. Târfă pe mea. Fie, mă, ca pe tine. What the hell was that? Eu tu m-am găsit-o pe proastă. Hannah! Dile, oh my god, you must be freezing. Ce cauți here, pe aici? Take my coat. Zi fă ce cauți aici. Dar vreau mă și eu să dau mai ce... Așa. Ce ultimă ce l-a trăcut din mine? Morte mă de câini. Stai mă că vreau să stau mai încet că nu mă înțeleg. Cred că așa e bine. Așa, dialogul să fie mai tare că vreau să înțeleg. Că e bine. Așa, hai să-i dăm start. Uite, mă, vine ceva după mine. Hannah, Beth? Hannah! A căzut târfa, mi-a căzut ochelarii. Nu. Nu. Aoleu, mi-a căzut telefon. Sunt mort când mi-a căzut telefonul. Ba. Ochelarii. Jesus Christ! Oh, Jesus Christ.
Jesús es Cristo, se ve. No, no, shit, no, get back. Fuck, no. Cadă, dracu, să ia. Mamă, ești prost aprins. Oh my god, ce poziție bună. Mamă, care e mai aici, mă? Avem o alegere. Drop Hana sau let go. Suntem furat, ce pula, du-te. Ah, goodbye, motherfucker. Suck my dick. Sper că nu mor. Și-au murit. Ce bine. Before we begin, there are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. All right. We will start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential. You answer honestly in order to get the most out of this experience. Am înțeles. Pare legit. Hai, vă, mă, las să iau carte. Ia să iau, ce zice asta? E o ceva, cioară. How did that picture make you feel? Remember, be honest. Sincer, nu pot să zic că mă face fericit. I feel uneasy yet. Honesty is good. What do you think it is that makes you feel uneasy? A little bit scary. Da. The scarecrow. Well, I see. Let's say the scarecrow were not there. Would you feel comfortable staying there on your own for a period of time? Say a week, for example. Genial. Sure. What if I told you that this cottage was haunted? I'd be... Sincer, da, I wouldn't care. The scarecrow frightens you, and yet you don't appear to be bothered by the possibility of the supernatural. Exactly. I suspect that someone is not being entirely honest with me. Our time's up. Let's investigate that in our next session, shall we? Pare legit. Ce mai vrei? Bă, ăsta mă cam sperie puțin așa, adică nu știu.
Mă, parcă mă sperii puțin. Ce... Hotel, zice asta? Groază până dimineața. Bă, jocul arată super bine, gen, adică îmi place, e super frumos, adică, nu știu cum să zic, arată bine, gen, grafică și astea, povestea pare super interesantă, dar sunt sigur că e horror, 100%, adică e Until Dawn până la anus. Sper să nu mă pună să aleg între caractere, gen când trebuie să moară sau ceva. One year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein, who is in charge of the investigation. Thanks for having me, Marty. Listeners, an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. One year ago tonight, the Washington girls left the state of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Well, thank you for joining us, Annie. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. A, deci să înțeleg că acum dau ăștia o nouă petrecere, gen o aniversare pentru Hannah și Beth, care au murit. Bă, sper că n-am făcut o alegere prostă, adică gen, sper că mureau oricum, adică gen, poate dacă îi dădeam drumul la... Dar cred că, na, orice se poate întâmpla. I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters, and, you know. Bă, îmi pare rău așa, știi că au murit, adică gen, poate exista o șansă să scape, dar poate dacă l-am pus safety. Make this one trip we will never forget, all right? Yes! Pare urât. Păi nu înțeleg cine e ăla, presupun că e killerul ăla cu foc, adică gen... Da, eu cred că e Blackwood Pines. Pines. Da, și când mi-a căzut casca, aparent am cam ajuns cu basul. Sper să fie, Friendship. Episodul 1. 10 ore înainte, Until Dawn.
Chiar apare mă ăsta, bă, Gigel. Ghiță. El e ghiță. Bă, nu știu. Păi, ce pot să zic? Ia stai așa. Hannah's best friend. Confident, adventurous. Deci asta a fost cea mai bună prietena lui Hannah, înțeleg, pare legit cumva. Da, someone there? Băieți, ce pot să zic? Pot să zic decât vă mulțumesc până că ați stat până acum, până la finalul episodului și nu uitați să dați și voi un amără de like, pentru că până la urmă sunt și eu la început. Până la urmă ăsta este primul meu episod și vreau și o să strâng măcar o sumă mică de like-uri, adică gen, nu-mi imaginez că pot să-mi ge 100-200 de like-uri momentan, pentru că momentan nu am niciun subscriber. În fine, ce puteam să zic? Eu sunt Robby sau Mojito, cum vreți să-mi spuneți voi. Păi, cam ăsta este primul episod din Until Dawn. Vă aștept mâine cu un nou episod. Bye bye!